Bună, mă numesc Dina și astăzi vom învăța cum se utilizează identitățile trigonometrice la rezolvarea exercițiilor. Întâi de toate vom scrie lista de formule sau identități trigonometrice pe care le vom utiliza la exercițiile care urmează. Prima formulă care se utilizează cel mai des este sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa este egal cu 1. Cu ajutorul acestei relații, noi putem ușor să exprimăm sinus prin cosinus, anume, sinus pătrat de alfa este egal cu 1 minus cosinus pătrat de alfa și cosinus pătrat de alfa este egal cu 1 minus sinus pătrat de alfa. Următoarea regulă este tangentă de alfa egal cu sinus de alfa pe cosinus de alfa. Și imediat o scriem și pe a treia, cotangentă de alfa este egal cu cosinus de alfa pe sinus de alfa. Deoarece există 4 funcții trigonometrice, sinus, cosinus, tangentă, cotangentă, avem nevoie de aceste identități, o listă de formule sau egalități care au loc pentru oricare unghi alfa, pentru ca să avem posibilitatea să exprimăm una sau mai multe funcții trigonometrice prin celelalte. Din relațiile 2 și 3 putem observa imediat că tangentă de alfa înmulțit cu cotangentă de alfa este egal cu 1. Adică tangenta și cotangenta sunt funcții inverse. Cu alte cuvinte, noi putem să exprimăm ușor tangenta prin cotangentă, tangentă de alfa egal cu 1 pe cotangentă de alfa și cotangentă de alfa este egal cu 1 pe tangentă de alfa. Iar aceste relații pe care le-am scris mai jos rezultă din formula de la 4. Și mai scriem încă două identități și anume 1 plus tangent pătrat de alfa este egal cu 1 pe cosinus pătrat de alfa și 1 plus cotangent pătrat de alfa este egal cu 1 pe sinus pătrat de alfa. Dacă știm să utilizăm aceste formule, atunci rezolvarea exercițiilor devine mult mai ușoară și mai rapidă. Un alt moment despre care vreau să discutăm este cercul trigonometric. Nu este așa de complicat cum pare. În primul rând, ce înseamnă cercul trigonometric? Înseamnă un cerc cu raza 1 și cu originea în originea sistemului de coordonate, care este aici desenată, este în centrul cercului. Acum, axa orizontală, care noi de obicei spunem o x, este axa pentru cosinus, iar axa verticală, pe care noi de obicei o notăm cu o y, adică axa ordonatelor, este axa pentru sinus. Acum, voi pune unghiurile pe acest cerc ca să putem cumva să găsim unghiurile care vor urma pe cercul trigonometric. În primul rând, începem tot timpul din partea dreaptă și mergem contra acelor ceasornicului, adică aici avem 0 grade sau 0 radiani. Vom lucra în paralel. Mai departe, sus în dreapta, avem 90 de grade sau pi supra lui 2 radiani. Ținem cont de faptul că pi este egal cu 180 de grade, adică pi radiani, nu constanta pi, dar pi radiani, este 180 de grade. Mai departe, în partea stângă, avem pi radiani sau 180 de grade, pentru că de acum avem un semicerc, pe urmă jos, sunt 270 de grade, 3 unghiuri drepte, pentru că, iată, avem un sfert de cerc, adică un unghi drept, încă un sfert de cerc, încă un unghi drept și încă unul. 270 de grade sau 3 pi supra lui 2 și dacă facem o rotație completă, adică când ajungem iarăși la punctul de la care ne-am pornit, rotația completă este de 360 de grade sau 2 pi radiani. Deci iată cum putem reprezenta ușor unghiurile pe cercul trigonometric. Mai departe vom fixa aici și cadranele. Cadranele le împrumutăm de la sistemul cartezian de coordonate, adică regula e aceeași. În partea dreaptă sus avem cadranul 1, în partea stângă sus avem cadranul 2, în partea stângă jos cadranul 3 și în partea dreaptă jos avem cadranul 4.
exact cum spuneam, ne rotim contra acelor ce sornicule. Ținând cont de aceste cadrane de unghiuri, acum vreau să discutăm despre semnele funcțiilor trigonometrice. Tot vom folosi niște cercuri trigonometrice, așa mi se pare mai comod că putem găsi semnele. Avem aici patru cercuri trigonometrice, fiindcă există patru funcții trigonometrice. Adică primul cerc, sau pe primul cerc, vom fixa semnele pentru sinus. Ținând cont de faptul că în partea dreaptă sus este cadranul 1, cadranul 2, cadranul 3 și cadranul 4. Aceste cadrane sunt la toate cercurile, așa că eu le pun doar la primul desen. Deoarece axa verticală reprezintă axa pentru sinus, axa orizontală reprezintă axa pentru cosinus, semnul funcției sinus este foarte ușor să-l găsim, fiindcă ăsta ca tare e semnul lui Y, care noi suntem obișnuiți la sistemul de coordonate. Noi știm că Y este pozitiv deasupra axei OX și este negativ sub axa OX. Cu alte cuvinte, funcția sinus este o funcție pozitivă în cadranul 1 și 2 și este negativ în cadranul 3 și 4. Destul de ușor. Acum, vom determina semnul lui cosinus și iarăși nu trebuie să le ținem minte pe drost, pur și simplu le ducem de fiecare dată. Axa orizontală sau axa OX la sistemul de coordonate reprezintă axa pentru cosinus. Acum, noi știm că X, iarăși dacă vorbesc de sistemul de coordonate, este pozitiv în partea dreaptă și este negativ în partea stângă. Cu alte cuvinte, funcția cosinus este pozitivă în cadranul 1 și 4 și este negativă în cadranul 2 și 3. Acum, pe următorul cerc, vom pune semnele tangentei. Mai sus, când am scris lista de identități, una din ele era tangentă de alfa, este egal cu sinus de alfa pe cosinus de alfa. Această relație mi-este foarte de folos pentru ca să găsesc semnele tangente, fiindcă, până la urmă, noi acum trebuie să împărțim, dacă vorbim de primul cadran, un număr pozitiv la un număr pozitiv. Deci nu avem nevoie de valoarea lui sinus și a lui cosinus când împărțim, dacă căutăm semnele. Plus împărțit la plus este plus. Apoi, cadranul 2. Plus împărțit la minus este minus. Minus împărțit la minus este plus. Și minus împărțit la plus este minus. Pe următorul cerc putem pune semnele cotangente. Aici avem mai multe feluri de a găsi semnele. Sau scriem relația că cotangentă de alfa este egal cu cosinus de alfa pe sinus de alfa. Iarăși una din formule. Sau ținem cont de faptul că cotangentă de alfa este 1 pe tangentă de alfa. Vorbisem că funcțiile tangentă și cotangentă sunt funcții inverse. Dar, dacă este 1 pe tangentă, cred că încă e mai ușor să lucrăm cu această formulă. Dacă împărțim 1 la un număr pozitiv, obținem un număr pozitiv. Apoi, dacă împărțim numărul 1, da, ăsta din formulă, la un număr negativ, obținem un număr negativ. Dacă împărțim iarăși la plus, obținem plus. Dacă împărțim la minus, e minus. Era de așteptat ca funcțiile tangentă și cotangentă să aibă aceleași semne, fiindcă ele sunt inverse. Semnele lor trebuie să fie aceleași. Și iată cum putem destul de ușor să găsim semnele funcțiilor trigonometrice și așa putem să repetăm pentru fiecare exercițiu, adică nu este nevoie să ținem minte pe de rost. Pur și simplu, avem cercul trigonometric, ținem cont de faptul doar că axa verticală este axa pentru sinus și axa orizontală este axa pentru cosinus. Această informație este suficientă. Și în continuare, vreau să rezolvăm exerciții cu diferite condiții și diferite situații unde vom putea folosi acele șase, deci nu toate odată, desigur, dar unele din ele, șase identități despre care vorbisem la început și, desigur, cercul trigonometric și semnele funcțiilor în anumite cadrane sau pe anumite intervale. Aflați valorile funcțiilor trigonometrice ale unghiului alfa dacă se știe că sinus de alfa este egal cu 40 pe 41 și pi supra lui 2 este mai mic decât alfa și este mai mic decât pi. În primul rând, vom începe iată cu această condiție, cu
faptul că pi supra lui 2 este mai mic decât alfa și este mai mic decât pi, asta înseamnă că acest interval ne ajută să găsim în care cadran este unghiul alfa. Pentru primul exercițiu o vei fixa în colț și cercul trigonometric ca să ne fie ușor și repejor voi indica acolo care sunt unghiurile. Avem 0 pi supra lui 2, fiindcă aici avem unghiurile în radiani, voi scrie doar măsurile în radiani. Pi, 3 pi supra lui 2 și 2 pi. Deci mereu putem să folosim acest cerc. Intervalul de la pi supra lui 2 până la pi este vorba despre cadranul 2. Adică, iată, e vorba despre acest interval. Înseamnă că alfa este în cadranul 2, dar în cadranul 2, sinus de alfa este un număr pozitiv, fiindcă în cadranul 2 vorbim aici, sinus este axa Y, Y-ul este pozitiv în cadranul 2, dar cosinus este negativ. Și cosinus de alfa este un număr negativ. Am fixat semnele, le voi evidenția ca să le găsim ușor. Și acum revenim la rezolvarea propriu-zisă. Condiția este să aflăm valorile funcțiilor trigonometrice ale unghiului alfa, adică cele patru. Noi trebuie să găsim sinus alfa, cosinus alfa, tangentul alfa și cotangentul de alfa. Sinus de alfa, de acum știm, trebuie să găsim cosinus. Voi utiliza formula sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa este egal cu 1. În această relație înlocuim ceea ce cunoaștem. Sinus de alfa este 40 pi 41, adică 40 pi 41 totul la puterea a doua plus cosinus pătrat de alfa este egal cu 1. Ridicăm la puterea a doua, 40 la puterea a doua este 1600, 41 la puterea a doua este 1681 plus cosinus pătrat de alfa este egal cu 1. Cosinus pătrat de alfa este egal cu 1 minus 1600 pe 1681. Pentru ca să-l găsim pe cosinus pătrat de alfa, trebuie să aducem numărul comun. Îl amplificăm pe 1 cu 1681 și obținem 1681 minus 1600. Totul pe 1681. Calculăm diferența de la numărător. 1681 minus 1600 este 81 pe 1681. Cosinus de alfa acum este egal. Și iată, în acest moment, noi trebuie să ținem cont de semn. Pentru că, în general, dacă x pătrat este egal cu a, x este plus minus radical din a, dacă a este un număr mai mare sau egal cu 0. În cazul ăsta, știm de acum că cosinus de alfa este un număr negativ, deci nu mai trebuie să punem aici plus minus, punem pur și simplu minus, pentru că cosinus este negativ. Avem minus radical din 81 pe 1681. Ambele numere sunt pătrate perfecte, asta înseamnă cosinus de alfa este egal cu minus, radical din 81 este egal cu 9 și radical din 1681 este 41. Noi așa l-am găsit când am ridicat 41 la puterea a doua. Am găsit care este valoarea funcției cosinus. Deci două de acum le avem. Sinus era dat în condiții, cosinus am găsit. Tangenta și cotangenta se determină foarte ușor. Tangenta de alfa este egal cu sinus de alfa pe cosinus de alfa. Fiindcă și sinus de alfa și cosinus de alfa sunt două fracții ordinare, vom putea scrie aici două puncte, adică avem 40 pe 41 împărțit la minus 9 pe 41. Adică tangentă de alfa este egal cu 40 pe 41, mulțim, inversăm a doua fracție, minus 41 pe 9. Acum putem simplifica 41 cu 41 și obținem că tangentă de alfa este egal cu minus 40 pe 9. Mai departe, cotangentă de alfa este egal cu 1 pe tangentă de alfa. Iarăși rezultă din una din identitățile de mai sus. Cu alte cuvinte, dacă vrem să găsim cotangentă de alfa, trebuie doar să inversăm tangenta. Adică avem minus 9 pe 40.
Repet, tangenta de alfa este minus 40 pe 9. Dacă vrem să aflăm cotangenta, inversăm această fracție și avem minus 9 pe 40. Iată valoarea tangentei și valoarea cotangentei. Am găsit celelalte 3 valori ale funcțiilor trigonometrice pe care nu le știam. Următor exemplu. Aflați valorile funcțiilor trigonometrice ale unghiului alfa dacă se știe că cosinus de alfa este minus 8 pe 17 și pi este mai mic decât alfa și mai mic decât 3 pi supra lui 2. Acest interval ne indică faptul că alfa este în cadranul 3, dar în cadranul 3 sinus de alfa este un număr negativ și cosinus de alfa este un număr negativ de asemenea, după câte și vedem aici. Știm cosinus, pentru a găsi sinus, folosim iarăși formula sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa este egal cu 1. Înlocuim, sinus pătrat de alfa păstrăm, încă nu știm. Cosinus pătrat de alfa este minus 8 pe 17 și totul la puterea a doua este egal cu 1. Adică sinus pătrat de alfa plus minus la puterea a doua este plus, 8 la a doua este 64, 17 la puterea a doua este 289, egal cu 1. Adică sinus pătrat de alfa este egal cu 1 minus 64 pe 289. Putem amplifica iarăși 1 cu 289 și obținem că sinus pătrat de alfa este egal cu 289 minus 64 pe 289. Sinus pătrat de alfa este egal cu 225 pe 289. Am ajuns la pătrat și la momentul când noi ar trebui să calculăm radical din fracție din partea dreaptă și iarăși revenim la funcțiile trigonometrice, acolo unde am scris noi semnele, ținând cont de faptul că sinus este un număr negativ în cazul ăsta, deci sinus de alfa este minus radical din 225 pe 289. Sinus de alfa este egal cu minus, radical din 225 este 15 și radical din 289 este 17. Și am găsit funcția sinus. Tangenta de alfa este egal cu sinus de alfa pe cosinus de alfa, adică tangenta de alfa este egal cu sinus de alfa este minus 15 pe 17 și tot trebuie să împărțim la cosinus, care este minus 8 pe 17. Inversăm a doua fracție și avem tangenta de alfa este egal cu minus 15 pe 17 înmulțit cu minus 17 pe 8. Simplificăm 17 cu 17 și obținem că tangenta de alfa este egal minus înmulțit cu minus este plus și 15 pe 8 avem după toate transformările. Cotangenta de alfa este egal cu 1 pe tangenta de alfa, adică cotangentă de alfa. Așa cum am spus, dacă știm tangenta, cotangenta o găsim imediat inversând. Adică avem 8 pe 15. Și iată, avem valoarea tangentei jos și valoarea cotangentei în partea dreaptă am scris-o. Am găsit celelalte 3 funcții trigonometrice și valorile lor pentru unghiul alfa. Acum, vom găsi iarăși valorile funcțiilor trigonometrice pentru acest unghi alfa dacă știm de acum cotangenta. Întâi de toate lucrăm cu intervalul ăsta pentru ca să vedem în care cadran se află și semnele funcțiilor trigonometrice. Mai sus eu am scris doar semnele pentru sinus și cosinus, pentru că semnele pentru tangent și cotangent apar imediat acolo la împărțire. Deci asta înseamnă că alfa este un unghi din cadranul 2, pentru că alfa este între pi supra de 2 și pi. În cadranul 2, sinus de alfa este un număr pozitiv și cosinus de alfa este un număr negativ. Noi știm că cotangenta de alfa este minus 2. Asta înseamnă că putem imediat să găsim tangenta. Tangenta de alfa este egal cu 1 pe cotangenta de alfa. Mi scriu formula odată. Adică tangenta de alfa este egal cu minus o doime. Cum spuneam, putem imediat să găsim valoarea tangentei. Acum,
ținând cont de fapt că noi știm cotangenta, ultima identitate pe care am scris-o din cele 6 era 1 plus cotangent pătrat de alfa este egal cu 1 pe sinus pătrat de alfa. Încă nu am utilizat-o azi, asta este prima dată. Înlocuim ceea ce cunoaștem, adică avem 1 plus minus 2 la puterea a doua egal cu 1 pe sinus pătrat de alfa. Calculăm, fiindcă sinus pătrat este necunoscut, voi scrie această expresie în partea stângă, 1 pe sinus pătrat de alfa, nu schimb termenii, pur și simplu citesc invers. Deci întâi scriu expresie din partea dreaptă, apoi rezultatul. Este egal cu minus 2 la puterea a doua este egal cu 4, minus la 2 plus, 2 la 2 e 4, 1 plus 4 este egal cu 5. 1 pe sinus pătrat este egal cu 5, acest 5 putem să-l punem ca 5 pe 1. Dacă este nevoie și sinus pătrat, va fi sinus pătrat de alfa va fi 1 pe 5. Pentru că noi trebuie să inversăm această fracție ca să putem găsi care e valoarea lui sinus. Adică sinus pătrat de alfa este egal cu 1 pe 5. Iar sinus de alfa este egal cu, și acum iar așa este momentul când trebuie să alegem dacă este semnul plus sau semnul minus. De asta vom reveni aici. Sinus de alfa este un număr pozitiv, fiindcă alfa este un număr sau un unghi din cadranul 2. Înseamnă că avem radical din 1 pe 5. Cu alte cuvinte, sinus de alfa este egal. Radical din 1 este 1, radical din 5 păstrăm. Putem raționaliza ca să nu avem radical la numitor, adică amplificăm cu radical din 5. Și obținem că sinus de alfa este egal cu radical din 5 pe 5. Deci noi avem cotangenta, am găsit sinus acum și trebuie să găsim cosinus. Și aici e destul de ușor, ținând cont de faptul că știm cotangenta, deci nu este numai decât să folosim formula sinus pătrat plus cosinus pătrat egal cu 1, vom utiliza valoarea cotangentei și anume cotangenta de alfa este egal cu cosinus de alfa pe sinus de alfa. Pe cotangentă, dacă o scriem pe 1, atunci noi putem să mulțim ușor pe diagonală și obținem imediat că cosinus de alfa este egal cu cotangentă de alfa înmulțit cu sinus de alfa. Înlocuim, cosinus de alfa egal, cotangenta este minus 2, sinus de alfa este radical din 5 pe 2. Adică cosinus de alfa este egal cu minus 2 radical din 5 pe 2, putem simplifica 2, nu este 2 radical, iată așa, încă o dată, deci sinus de alfa e radical din 5 pe 5, aici, da. Acum e regulă. Și dacă mulțim, avem minus 2 radical din 5 pe 5. Iată și valoarea lui cosinus. Așa cum spuneam, cosinus trebuie să fie negativ, deci iată, cosinus e negativ datorită cotangentei. Continuăm. Aflați valorile funcțiilor trigonometrice ale unghiului alfa dacă se știe că tangenta de alfa este 5 pe 12 și alfa aparține de acum intervalul, deci scris altfel condiția, intervalul deschis pi și 3 pi supra lui 2. Asta înseamnă că alfa este un unghi din cadranul 3. În cadranul 3, sinus de alfa este un număr negativ și cosinus de alfa la fel este un număr negativ. Ambele sunt negative. Dar tangenta și cotangenta sunt pozitive. Dacă știm tangenta de alfa egal cu 5 pe 12, imediat cotangenta de alfa este 12 pe 5. De acum e a patra oară când facem asta. Deci am inversat fracția atât. Știm tangenta, de exemplu, putem folosi formula 1 plus tangent pătrat de alfa este egal cu 1 pe cosinus pătrat de alfa. Înlocuim. Și avem 1 plus, tangentă pătrat de alfa este 25. Am ridicat, iată, această fracție la a doua, 5 la 2 e 25. 12 la puterea a doua este 144. Este egal cu 1 pe cosinus pătrat de alfa. Pe 1 îl amplificăm cu 144. Și avem 144 plus 25. Totul pe 144 este egal cu 1 pe cosinus pătrat de alfa.
adică 169 pe 144 este egal cu 1 pe cosinus pătrat de alfa. Noi avem nevoie de cosinus pătrat de alfa, deci inversăm fracția, adică 144 pe 169. Iar cosinus de alfa este egal, în momentul ăsta trebuie să vedem care e semnul. Cosinus este un număr negativ, înseamnă că vom avea minus radical din 144 pe 169. Și cosinus de alfa egal cu minus, ambele numere sunt pătrate perfecte, radical din 144 este 12 și radical din 169 este 13. Deci noi am determinat cotangent, am determinat cosinus, trebuie să mai găsim încă și valoarea lui sinus. Ținând cont de fapt că tangentul de alfa este sinus de alfa pe cosinus de alfa, noi putem să exprimăm destul de ușor de aici cât este sinus, punem tangentul pe 1 și înmulțim pe diagonală. Adică sinus de alfa este egal cu tangentul de alfa înmulțit cu cosinus de alfa și înlocuim acum. Sinus de alfa e egal, tangenta este 5 pe 12, este dată în condiție. Cosinus de alfa am calculat câteva clipi în urmă, minus 12 pe 13. Putem simplifica 12 cu 12 și obținem că sinus de alfa este egal cu minus, fiindcă avem plus înmulțit cu minus, care este minus. Minus și apoi înmulțim în linie. 5 înmulțit cu 1 este 5 și 1 înmulțit cu 13 este 13. Adică minus 5 pe 13. Și am găsit și valoarea lui sinus, adică celelalte 3 necunoscute. Acum, următoarea condiție este, există oare un unghi alfa care să satisfacă simultan condițiile? Aici rezolvarea e mult mai compactă și simplă. Deci noi știm valoarea potențialului unghi alfa și valoarea lui cosinus, a lui sinus și a lui cosinus. Și noi doar trebuie să verificăm dacă există așa unghi care verifică aceste două condiții simultan, adică în același timp. Pentru asta vom verifica dacă are loc condiția sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa este egal cu 1. Deci eu nu scriu 1, dar scriu această expresie, suma pătratelor lor și înlocuim. 7 pe 25 totul la puterea a doua plus minus 24 pe 25, totul la puterea a doua. Și acum calculăm. Pătratele întâi, 7 la puterea a doua este 49, 25 la a doua este 625, minus la puterea a doua e plus, 24 la puterea a doua 576, 25 la a doua 625. Numitorii sunt aceiași, adică putem să adunăm numărătorii. Avem 49 plus 576. Și dacă adunăm aceste numere de la numărător, atunci obținem 625 pe 625. Și observăm că fracția este egală cu 1. Deci am început șirul de egalitate cu sinus pătrat plus cosinus pătrat de alfa și am obținut că această expresie, această sumă este egală cu 1. Rezultă de aici imediat că există unghiul alfa care verificăm relațiile de mai sus. Verificăm și dacă avem și pentru B așa unghi. Deci iar scriem sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa este egal cu și înlocuim minus 0 întregi 6 la puterea a doua plus 0 întregi 8 la puterea a doua minus la puterea a doua plus 0 întregi 6 la puterea a doua este 0 întregi 36 plus 0 întregi 8 la puterea a doua este 0 întregi și 64. Dacă adunăm aceste două fracții, atent, obținem iarăși 1. Și obținem din nou că sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa este egal cu 1. Prin urmare, există așa unghi alfa. Care verifică relațiile de la B. Condiția asemănătoare am ales și pentru tangentă și cotangentă. Vedem și acolo cum le putem, cum verificăm. Pentru tangentă și cotangentă, de acum avem altă formulă și anume tangentă de alfa mulțit cotangentă de alfa ar trebui să fie 1 pentru oricare alfa. Adică,
Noi trebuie să verificăm dacă tangentă de alfa mulțit cu tangentă de alfa este egal cu 1. Înlocuim. Tangentă de alfa este 5 pe 2 pe 11. Cotangentă de alfa este 2 întregi 20, adică 5 pe 11. Este comod dacă această fracție transformăm în fracție ordinară, adică cu linii de fracție, 2 întregi 20, adică avem 22 pe 10. O cifră după virgulă înseamnă cu un 0, aici punem la 10, adică la 1. Simplificăm. Avem 1 și sus 2, simplificăm sau împărțim ambele numere la 11. Apoi simplificăm 5 și 10 cu 5, 1 și 2. Și pe urmă putem simplifica 2 cu 2. Și obținem că produsul este egal cu 1. Rezultă că există așa un alfa. Și la B avem tangentă de alfa înmulțit cu cotangentă de alfa. Este egal cu 0 întreg și 6 zecimi înmulțit cu 1 întreg și 2 treimi. De asemenea, vom transforma prima fracție în fracție ordinară, 0 între 6 zecime, adică e 6 pe 10, o cifră după virgulă. Și la a doua vom introduce întregi în fracție. Numitorul este 3, rămâne 1 mulțit cu 3 este 3 și plus 2 de sus e 5. Vom simplifica și aici. 10 și 5 împărțim la 5, ambele rămâne sus 1, jos 2. 6 și 3 simplificăm cu 3, jos 1 și sus 2. 2 împărțit la 2 este egal cu 1. Deci acest produs este egal cu 1, prin urmare există alfa. Mai departe. Pot fi și alte exerciții cu alte condiții. Noi putem să utilizăm relațiile sau formulele despre care vorbisem mai sus. Și acestea sunt cu niște expresii pe care noi trebuie să le aducem la o formă mai simplă. Iată cum le vedem acum pe ecran. De exemplu, cosinus pătrat de alfa pe 1 minus sinus de alfa. Să aducem la o formă mai simplă înseamnă că trebuie să transformăm, să simplificăm, adunăm termeni asemenea dacă sunt, adică trebuie să arate răspunsul final mai compact, mai simplu, cu mai puține funcții și mai puține operații. În primul rând, la numărător vedem cosinus pătrat de alfa, care este 1 minus sinus pătrat de alfa. Și tot pe 1 minus sinus de alfa. Nu putem simplifica, fiindcă avem diferență, minus, și sus și jos. Însă, pe 1 de la numărător putem să scriem ca 1 pătrat și apoi folosim formula a la 2 minus b la 2, care este a minus b înmulțit cu a plus b, adică diferența pătratelor. Și obținem 1 minus sinus de alfa înmulțit cu 1 plus sinus de alfa și tot pe 1 minus sinus de alfa. Iată acum, fiindcă se repetă două paranteze, sau avem aceeași paranteză și la numărător și la numitor, o putem simplifica și după simplificare rămâne 1 plus sinus de alfa. Iată așa arată forma mai simplă a expresiei de la punctul A. La B avem 1 minus 1 pe cosinus pătrat de alfa. Fiindcă avem mai multe identități și formule pe care le știm, avem și aici mai multe variante de lucru. Dar 1 minus, eu aleg să folosim, cred că 5 identitate pe care am scris-o azi, 1 plus tangent pătrat de alfa egal cu 1 pe cosinus pătrat de alfa. Adică în loc de acest 1 pe cosinus pătrat de alfa, vom scrie 1 plus tangent pătrat de alfa. Iată, în loc de fracție, am scris această sumă din paranteză. Deschidem parantezele, adică schimbăm toate semnele, pentru că în față e minus. 1 minus 1 și minus tangent pătrat de alfa. 1 minus 1 se reduc și rămâne minus tangent pătrat de alfa. Și atât. Mai departe, următoarea expresie este sinus pătrat de alfa minus 1 pe cosinus pătrat de alfa minus 1 plus tangentă de alfa mulțit cu tangentă de alfa. Și aici este destul de ușor, dacă vedem regulile. În primul rând, iată aici la numărător,
avem sinus pătrat de alfa minus 1. Bine, noi suntem obișnuiți cu 1 minus sinus pătrat de alfa și este egal cu cosinus pătrat de alfa, dar dacă e schimbată ordinea termenilor, adică iată 1 minus sinus pătrat de alfa este egal cu cosinus pătrat de alfa, dar sinus pătrat de alfa minus 1, deci dacă la o diferență schimbăm ordinea termenilor, se schimbă semnul, va fi minus cosinus pătrat de alfa și atât. Scriem la numărător minus cosinus pătrat de alfa, iar la numitor, ceva asemănător, avem minus, doar că sinus pătrat de alfa, plus. Această relație ne este cunoscută, tangentă de alfa mulțit cu tangentă de alfa este egal cu 1, am folosit asta de mai multe ori azi, adică plus 1 avem pur și simplu. Ne uităm la fracție, minus împărțit la minus este plus, iar cosinus pătrat pe sinus pătrat de alfa fiecare este cotangent pătrat de alfa, fiindcă cosinus de alfa pe sinus de alfa este cotangentă, dacă fiecare este la a doua, înseamnă că și rezultatul trebuie să fie la a doua. Și plus 1. Și conform ultimei identități pe care am scris-o azi, cotangentă pătrat de alfa plus 1 este egal cu 1 pe sinus pătrat de alfa. Și iată forma cea mai simplă. Adică avem mai puține operații decât la expresia inițială și este o singură funcție trigonometrică, dar nu sunt toate 4. Asta și înseamnă forma mai simplă. Mai departe, sinus pătrat de alfa înmulțit cu 1 plus cotangent pătrat de alfa. Aici totul e destul de simplu, fiindcă pe sinus pătrat de alfa îl păstrăm, îl copiem încă, dar paranteza 1 plus cotangent pătrat de alfa este 1 pe sinus pătrat de alfa. Una din identități, una din relații. Simplificăm sinus pătrat cu sinus pătrat și obținem 1. Mai departe, sinus de alfa pe 1 plus cosinus de alfa plus 1 plus cosinus de alfa pe sinus de alfa. Pentru că avem două fracții, primul gând sau prima idee care ne vine, presupun, este să aducem doar comun. Așa că vom găsi numitorul comun. Expresiile sau numitorii sunt diferiți, de asta numitorul comun este produsul lor, adică sinus de alfa mulțit cu 1 plus cosinus de alfa. Prima fracție trebuie să amplificăm cu sinus de alfa și cealaltă trebuie să amplificăm cu 1 plus cosinus de alfa. Adică amplificăm fiecare fracție cu numitorul vecin. La primul numărător, sinus de alfa mulțit cu sinus de alfa este sinus pătrat de alfa plus. La al doilea numărător, 1 plus cosinus de alfa plus 1 înmulțit cu 1 plus cosinus de alfa este 1 plus cosinus de alfa, totul la puterea a doua. Este egal. Acum trebuie să deschidem parantezele. La numărător, la numitor nu trebuie și avem sinus pătrat de alfa plus. La numitor nu le deschidem, fiindcă de acum aici este produs. Scopul nostru este să avem produse, adică înmulțiri, ca să putem simplifica. La numărător suntem obligați să le deschidem, fiindcă aici avem sumă plus între termeni. De asta și trebuie să le deschidem ca să ducem la o formă mai simplă. Pentru numărător, vom folosi, pentru expresia de la numărător, vom folosi formula a plus b totul la a doua, care este a la a doua plus 2b și plus b la a doua. Adică avem 1 plus 2 cosinus de alfa și plus cosinus pătrat de alfa. Și numitorul îl copiem. Sinus de alfa mulțit cu 1 plus cosinus de alfa. Acum observăm că avem sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa, adică 1 plus și celălalt scriem 1 plus și 2 cosinus de alfa, iar la numitor avem sinus de alfa înmulțit cu 1 plus cosinus de alfa. Deoarece la numărător putem să adunăm 1 cu 1 și obținem 2 imediat și plus 2 cosinus de alfa. Totul pe sinus de alfa mulțit cu 1 plus cosinus de alfa. Și mai avem încă o transformare. La numărător, aici, vedem că 2 este factor comun. Adică putem să o scoatem în față și în paranteză avem 1 plus cosinus de alfa. Totul pe sinus de alfa
înmulțit cu 1 plus cosinus de alfa. De asta spuneam să nu deschidem paranteze la numitor, fiindcă ne așteaptă simplificare. Și după simplificare obținem 2π sinus de alfa. Și iarăși forma este mai simplă și arată mult mai simplu și compact decât la început. Așa, următoarele expresii. 1 minus cosinus pătrat de alfa plus tangent pătrat de alfa mulțit cosinus pătrat de alfa. Și aici lucruri destul de simple. 1 minus cosinus pătrat de alfa este sinus pătrat de alfa. Deci lucrăm așa, pe părți, pe porțiuni, plus. În loc de tangent pătrat de alfa, vom scrie sinus pătrat de alfa pe cosinus pătrat de alfa. Fiindcă tangent de alfa este sinus de alfa pe cosinus de alfa. Înmulțit cu cosinus pătrat de alfa, putem spune pe 1, dacă este nevoie. Și apoi, putem simplifica acum cosinus pătrat cu cosinus pătrat și obținem sinus pătrat de alfa plus sinus pătrat de alfa. De la primul termen a rămas sinus pătrat de alfa și de la al doilea tot doar sinus pătrat de alfa. Fiindcă termenii sunt egali, noi putem să-i adunăm și obținem 2 sinus pătrat de alfa. Și atât formă mai simplă. Și ultima relație de pe această pagină, sinus de alfa plus cosinus de alfa totul la a doua plus sinus de alfa minus cosinus de alfa totul la puterea a doua. Avem două pătrate, adică folosim formulele pentru ca să deschidem parantezele și avem sinus pătrat de alfa plus 2 sinus de alfa cosinus de alfa plus cosinus pătrat de alfa. Deci asta este prima paranteză. Plus sinus pătrat de alfa minus, pentru că în paranteză avem minus, 2 sinus alfa cosinus alfa și plus cosinus pătrat de alfa. Și atât avem a doua paranteză. Acum căutăm termeni asemenea pe care putem să-i adunăm ca să aducem la o formă mai simplă. În primul rând, observăm că 2 sinus de alfa cosinus de alfa cu minus 2 sinus alfa cosinus alfa se reduc. Apoi, avem sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa, care este egal cu 1. Și mai este încă așa o pereche. Iată, sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa. Iar și este 1. Adică toată expresia inițială este egală cu 2. Următoarea expresie, tangentă de alfa plus cotangent de alfa totul la puterea a doua minus tangentă de alfa minus cotangentă de alfa și totul la puterea a doua. Aici avem mai multe variante de lucru, deci noi putem folosi formule așa cum am procedat la pasul următor. Adică avem tangent pătrat de alfa plus 2 tangentă de alfa înmulțit cu cotangentă de alfa și plus cotangent pătrat de alfa minus. În paranteză avem tangentă pătrat de alfa minus 2 tangentă de alfa cotangentă de alfa și plus cotangent pătrat de alfa. Minusul din fața parantezii schimbă toate semnele din interior și avem tangent pătrat de alfa plus. Dar, ca să nu mai scriem de multe ori, spărtăm acest produs după noi, tangentă de alfa mulțit cu tangentă de alfa este egal cu 1, adică avem pur și simplu plus 2 și plus cotangent pătrat de alfa. Minus. Și schimbăm semnele. Minus tangent pătrat de alfa plus 2, iarăși avem același produs, care este egal cu 1, adică avem plus 2 și minus cotangent pătrat de alfa. Observăm că tangent pătrat de alfa cu minus tangent pătrat de alfa se reduc. Cotangent pătrat de alfa minus cotangent pătrat de alfa se reduc. Și după ce am redus termenii care sunt opuși, avem 2 plus 2. Și este egal cu 4. Iată o variantă de lucru. Așa, și 1 pe cosinus de alfa
plus tangentă de alfa înmulțit cu 1 pe cosinus de alfa minus tangentă de alfa. Noi putem înmulți parantezele, adică putem să deschidem parantezele direct, mulțim fiecare cu fiecare, sau, dacă ne uităm atent, observăm că este a plus b și înmulțit cu a minus b. Adică fracția 1 pe cosinus de alfa este primul termen din formula. O scriu aici a plus b înmulțit cu a minus b. Este a la puterea a doua minus b la puterea a doua. Păi atunci 1 pe cosinus de alfa este primul termen de aici și tangentă de alfa este al doilea termen din această formulă. Adică avem 1 pe cosinus pătrat de alfa, ridicăm la puterea a doua minus tangentă pătrat de alfa. 1 pe cosinus pătrat de alfa este egal cu 1 plus tangentă pătrat de alfa, conform identității 5, și minus tangentă pătrat de alfa. Tangentă pătrat de alfa cu minus tangentă pătrat de alfa se reduc și rezultatul este 1. Este foarte ușor de transformat expresii trigonometrice dacă noi folosim formule. Fie formule de calcul prescurtat, fie identitățile despre care discutasem la început. Așa, sinus de alfa înmulțit cu cosinus de alfa înmulțit cu tangentă de alfa plus cotangentă de alfa. Și aici avem mai multe variante de lucru. Eu zic să procedăm așa. Să înmulțim expresia din față cu fiecare termen din paranteză. Adică avem sinus de alfa înmulțit cu cosinus de alfa și înmulțit cu tangentă de alfa plus sinus de alfa înmulțit cu cosinus de alfa și înmulțit cu cotangentă de alfa. Acum, știm că tangentă de alfa este sinus de alfa pe cosinus de alfa și înlocuim. Deci vom înlocui formula pentru tangentă și pentru cotangentă. În rest vom scrie tot cum este. Adică avem sinus de alfa mulțit cu cosinus de alfa mulțit cu sinus de alfa pe cosinus de alfa plus sinus de alfa mulțit cu cosinus de alfa mulțit, iar cotangenta este cosinus de alfa pe sinus de alfa. E bună varianta asta, fiindcă acum noi putem simplifica la primul termen cosinus de alfa cosinus de alfa și la al doilea termen sinus de alfa cosinus de alfa simplificăm. După simplificări, obținem sinus pătrat de alfa și plus cosinus pătrat de alfa, care este egal cu 1. Este prima identitate despre care discutasem azi. Tangentă de alfa plus cotangentă de alfa, e aceeași sumă de la exercițiul precedent, înmulțit cu 1 plus cosinus de alfa și înmulțit cu 1 minus cosinus de alfa. Cum procedăm cu prima paranteză, decidem mai încolo. Acum vreau să înmulțim ultimele două paranteze, fiindcă chiar și observăm formula. 1 la pătrat minus cosinus pătrat de alfa, fiindcă avem a plus b mulțit cu a minus b. Prima paranteză, cum spuneam, o păstrăm. Tangentă de alfa plus cotangentă de alfa. Și pe celelalte două le mulțim, avem 1 minus cosinus pătrat de alfa. Adică obținem tangentă de alfa plus cotangentă de alfa și mulțit cu 1 minus sinus pătrat de alfa, adică această paranteză este egal cu sinus pătrat de alfa. 1 minus cosinus pătrat este sinus pătrat. Bine. Acum putem să transformăm în continuare și aici ar fi bine să sau să deschidem paranteze, sau să folosim formule pentru tangent și cotangent, până la urmă același lucru. Deci, voi deschide parantezele, așa, adică mulțim tangenta și cotangenta cu sinus pătrat, dar și folosim formule deodată. Tangenta de alfa este sinus de alfa pe cosinus de alfa și mulțit cu sinus pătrat de alfa. Și avem încă plus, cotangenta este cosinus de alfa pe sinus de alfa și mulțit cu sinus pătrat de alfa. Observăm că sinus de alfa cu un sinus de alfa, doar cu unul din această expresie, se simplifică.
și obținem sinus la puterea 3 de alfa pe cosinus de alfa plus cosinus de alfa înmulțit cu sinus de alfa. Acum putem să aducem numitorul comun, pentru că chestia asta e pe 1 și ne putem amplifica cu cosinus de alfa și obținem sinus la puterea 3 de alfa plus sinus de alfa cosinus pătrat de alfa, iată aici este cosinus pătrat și tot pe cosinus de alfa. La numărător avem factor comun, aici sus, sinus de alfa factor comun, adică sinus de alfa. Și în paranteză rămâne sinus pătrat de alfa, fiindcă era sinus la 3, noi sinus l-am scos și a rămas sinus la 2 de alfa. Plus cosinus la 2 de alfa. Și tot pe cosinus de alfa. Paranteza este egală cu 1. Și dacă paranteza e 1, atunci rămâne sinus de alfa pe cosinus de alfa, care este egal cu tangentă de alfa. Repet, ca să fie forma cea mai simplă, trebuie să fie cât mai puține operații și cât mai puține funcții trigonometrice. De asta și-am scris tangentă de alfa. Cosinus pătrat de alfa minus cotangent pătrat de alfa, totul pe tangent pătrat de alfa și minus sinus pătrat de alfa. Sunt multe funcții trigonometrice aici, adică și sinus, și cosinus, și tangent, și cotangent, sunt toate 4. De asta vom lucra la numărător, la numitor separat, la moment cel puțin. Și avem cosinus pătrat de alfa minus. În loc de cotangent pătrat de alfa, noi putem să scriem cosinus pătrat de alfa, sinus pătrat de alfa. La numitor procedăm la fel, în loc de tangent pătrat de alfa, vom nota sinus pătrat de alfa pe cosinus pătrat de alfa și minus sinus pătrat de alfa. Ca să ne fie ușor, aici la numărător observăm factorul comun, adică cosinus pătrat și vom scoate în față cosinus pătrat de alfa. În paranteză rămâne 1 minus 1 pe sinus pătrat de alfa, pentru că am scos cosinus pătrat de la ambii termeni. Tot pe. La numitor, factorul comun este sinus pătrat de alfa. Și avem sinus pătrat de alfa mulțit cu 1 pe cosinus pătrat de alfa și minus 1. Am scris azi de acum regula că 1 plus tangentă pătrat de alfa este egal cu 1 pe cosinus pătrat de alfa. Dar noi putem unul ăsta să-l trecem în partea cealaltă și obținem imediat că tangent pătrat de alfa este 1 pe cosinus pătrat de alfa minus 1. Adică, aici la numărător noi avem cosinus pătrat de alfa înmulțit și 1 minus sinus pătrat de alfa este cotangent pătrat de alfa. La numitor avem sinus pătrat de alfa înmulțit și 1 pe cosinus pătrat de alfa minus 1 este tangent pătrat de alfa. Am înlocuit. Mai departe. Acum observăm iată aici această expresie, cosinus pătrat de alfa pe sinus pătrat de alfa, care este egal cu cotangentă pătrat de alfa, apoi mai avem încă cotangent pătrat de alfa alături, adică mulțit cotangent pătrat de alfa și mulțit, și mai avem încă 1 pe tangent pătrat de alfa, care este la fel, cotangentă pătrat de alfa. Și cotangent pătrat de alfa, mulți cotangent pătrat de alfa și mulți cotangent pătrat de alfa, trebuie să adunăm toți exponenții, fiindcă baza e aceea, și obținem imediat cotangentă la puterea 6 de alfa. Iată care este forma cea mai simplă pentru această expresie. De asemenea, când lucrăm cu identități trigonometrice, mai sunt condiții că noi trebuie să demonstrăm anumite egalități.
a demonstra o egalitate înseamnă că noi trebuie să lucrăm cu aceste expresii în moduri diferite încât să avem același răspuns. Cu alte cuvinte, adică noi putem lua partea stângă, să o transformăm și o obținem partea dreaptă. Sau alegem partea dreaptă și o transformăm și obținem partea stângă. De obicei se alege expresia unde sunt mai multe operații, mai multe funcții, care pare mai complicat la prima vedere și se transformă. Sau dacă nu putem obține din stânga, dreapta sau invers, atunci lucrăm cu ambele în paralel. Deci lucrăm cu partea stângă și o transformăm până când putem și pe urmă lucrăm cu partea dreaptă și iarăși o transformăm cât putem. Deci noi trebuie să demonstrăm că această egalitate este adevărată. Asta înseamnă a demonstra o identitate. Voi scrie partea stângă, tangent pătrat de alfa minus sinus pătrat de alfa și încercăm să o transformăm. Tangent pătrat de alfa este sinus pătrat de alfa pe cosinus pătrat de alfa minus sinus pătrat de alfa. Avem factori comuni, am mai făcut așa transformări, adică sinus pătrat de alfa se repetă și scriem în fața paranteze sinus pătrat de alfa înmulțit. 1 pe cosinus pătrat de alfa minus 1. Adică sinus pătrat de alfa înmulțit. Dar 1 pe cosinus pătrat minus 1 este egal cu 1 tangent pătrat de alfa. Și dacă ne uităm atent la expresia din stânga, la expresia pe care acum am obținut, observăm că e exact ce își trebuia să demonstrăm. Și asta e tot ce își trebuia demonstrat. Mai încercăm. Spuneam că alegem expresia unde sunt mai multe operații, deși iarăși noi trebuie să demonstrăm unde sunt mai multe operații, mai multe transformări. De asta voi scrie partea stângă mai jos, 1 minus 2 sinus alfa cosinus alfa și tot pe sinus de alfa minus cosinus de alfa. Deci o variantă este, iată, să scriem această expresie, să o transformăm, să o aducem la o formă mai simplă. Sau noi putem lucra chiar cu ambele în același timp, ca să vedem dacă ajungem la ceva adevărat. Adică, pun egal cu sinus de alfa minus cosinus de alfa și tot pe 1. Înmulțim pe diagonală și obținem 1 minus 2 sinus de alfa cosinus de alfa este egal cu sinus de alfa minus cosinus de alfa și totul la puterea a doua. Pentru că aici văd că diferența e aceeași, adică să repet expresia. Partea stângă o copiem, 1 minus 2 sinus de alfa cosinus de alfa și în partea dreaptă ridicăm la puterea a doua. Sinus pătrat de alfa minus 2 sinus alfa cosinus alfa și plus cosinus pătrat de alfa. Adică 1 minus 2 sinus de alfa cosinus de alfa este egal cu, avem aici primul termen și ultimul termen, sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa este egal cu 1 și minus 2 sinus alfa cosinus alfa, adică al doilea termen îl păstrăm. Observăm că avem aceeași expresie, 1 minus 2 sinus alfa cosinus alfa și exact asta avem și în partea dreaptă, înseamnă că egalitatea este adevărată. Și asta e o altă metodă de a demonstra, să lucrăm cu ambele împreună. Așa. Ceva asemănător avem și aici, deci cumva avem același număr de operații, practic aceleași funcții trigonometrice, de asta este comun dacă mulțim deodată pe diagonală, iată, eu voi folosi exercițiul scris, și dacă mulțim pe diagonală, obținem sinus pătrat de alfa, este egal cu 1 minus cosinus de alfa, înmulțit cu 1 plus cosinus de alfa. Sinus pătrat de alfa păstrăm. Dacă aici deschidem parantezele, iarăși formula este 1 minus cosinus pătrat de alfa. Și de acum se vede că e adevărat sau putem scrie încă sinus pătrat de alfa este egal. Dar 1 minus cosinus pătrat este sinus pătrat de alfa, conform primei identități pe care am scris-o azi. Deci această relație este adevărată, prin urmare am demonstrat identitatea care este scrisă mai sus. Așa, și acum avem această relație pe care putem să o demonstrăm iarăși mai multe feluri, mai multe moduri, putem să lucrăm cu ea diferit.
Vom încerca și altă variantă de lucru. Acum vreau să lucrăm cu partea dreaptă. Deci scriu mai jos doar partea dreaptă, cosinus de alfa plus cotangentă de alfa pe cotangentă de alfa. Când avem o fracție, unde la numărător este plus sau minus, noi această fracție putem să o separăm în două fracții diferite. Adică, iată, doar că când avem a supra lui b plus c supra lui b, noi spunem că adunăm numărătorii a plus c supra lui b. Și acum această egalitate citim invers. Adică dacă avem o fracție cu plus sau minus la numărător, putem să o scriem ca două fracții cu același numitor. Și obținem cosinus de alfa pe cotangentă de alfa plus cotangentă de alfa pe cotangentă de alfa. Mai departe, obținem cosinus de alfa pe cotangentă de alfa este cosinus de alfa pe sinus de alfa. Facem linia de fracție mai mică un pic ca să deosebim care e împărțirea. Plus, dar această fracție este egală cu 1. Acum vom inversa, adică avem cosinus de alfa înmulțit, iată acest cosinus de alfa, și mulțim fracții de la numitor. Mulțim cu asta inversată, deci va fi sinus de alfa pe cosinus de alfa. Și încă plus 1. Cosinus de alfa cu cosinus de alfa se simplifică și obținem sinus de alfa plus 1. Observăm că noi trebuie să arătăm că partea dreaptă, iată această fracție, este egală cu 1 pe sinus de alfa, 1 plus sinus de alfa, și noi am obținut sinus de alfa plus 1. Adunarea este comutativă, înseamnă că e exact ce trebuie să demonstrăm. Am folosit astăzi densitățile trigonometrice la exerciții cu diferite condiții. Sper că aceste reguli și această lecție v-a fost de folos. Succes în continuare!